La Fundulea, tractorul care lasă în urma lui mizerie și gunoaie arzând este chiar al primăriei. Localnicii îl filmează mereu, dar spun că nu pot face mai mult de atât. La doi pași de Fundulea, satul Plumbuita pare a fi raiul gunoaielor. Copiii își fac de lucru în tonele de mizerie lângă oile care pasc. Las că face poză la gunoaie. Dar ia, vino că nu te dea în față la cal, vino în fața. După cum puteți vedea, aici sunt depozitate, să nu exagerăm, cel puțin 1000-1500 de metri cubi de deșeuri. Această groapă de gunoi se află pe malul râului Mostiștea. Astfel de gropi mai sunt pe raza comunei Tămădău. Din păcate, este un lucru foarte, foarte grav. Deșeurile vin și din orașul Fundulea. Localnicii spun că multe gunoaie sunt aduse din satele învecinate. Deșeuri peste deșeuri care nu mai au loc la Sărulești și sunt aduse, din păcate, în zonele limitrofe, tot deșeuri, de data aceasta considerate periculoase. E vorba de plăcile de azbociment care au fost interzise la nivelul Uniunii Europene, numai că în România sunt aruncate oriunde se poate, ascunse de ochii gărzii de mediu. Șeful gărzii de mediu Călăraș spune că a amendat ambele primării, ba chiar și pe primari, în nume propriu. La Fundulea, cred că anul trecut a avut peste 100.000 amenzi și a avut și sesizare chiar penală. Am găsit deșeuri arzând acolo. Spune, domnule, nu le-am produs noi, le-a aruncat populația și noi n-am avut resursa nici umană, n-am avut bani să-și camere și lumea a venit și a abandonat deșeul acolo. Acum, dacă terenul este al primăriei, primăria trebuie să-l ecologizeze. De regulă, utilajul care duce gunoi și care e și filmat de localnici este al primăriei. Primăria ar trebui pe undeva să se prindă cam singură. Mai grav.